Federația Română de Tenis de Masă și Asociația Suedeză de Tenis de Masă au semnat în premieră în Europa un parteneriat de performanță multilateral în urma acordului la care au ajuns cei doi președinți, Petra Sorling și Cristinel Romanescu. Această colaborare unică dintre cele două federații de top cu o tradiție îndelungată în furnizarea tinerelor talente presupune o abordare diferită asupra pregătirii comune și nu numai. Astfel, loturile naționale masculine și feminine U21, U18 și U15 ale celor două țări vor participa la cantonamente organizate de cele două federații, precum și la turnee comune de pregătire atât în Suedia cât și în România. Acest parteneriat despre care se vorbește între Federația Română de Tenis de Masă și Federația Suedeză de Tenis de Masă a fost în proiect încă de la europenele trecute. Între cele două părți ca să avem un stadiu de pregătire în Suedia, un prim stadiu de pregătire acolo și bineînțeles că suedezii vor întoarce vizita și în România în luna octombrie, de asemenea pregătire comună la nivel de locuri de juniori și cadeți. Sigur că acest stadiu de pregătire este beneficiu tuturor, mai ales că vom avea Top Europa 10 și va fi o bună pregătire înainte de această importantă competiție a Federației Române de Tenis de Masă. Parteneriatul oferă și o oportunitate pentru a extinde campania de marketing și PR în afara granițelor, astfel încât tinerii noștri sportivi să devină adevărate repere în tenisul de masă european și mondial. Potrivit antrenorului Petre Arnăutu, cantonamentele la care vor lua parte jucătorii de tenis îi vor ajuta îndeosebi în pregătirea pentru Top 10, competiție rezervată juniorilor și cadeților, la care participă doar sportivii clasați în primii 10 din Europa.